trebuit să spunem și eu, i-am rugat și pe colegii din conducerea societății, că e o muncă pe care am făcut-o noi cu resursele noastre, noi împreună cu resursele noastre, fără finanțare, fără numai din entuziasm și susținând și din universitate. Colegii și noastre, evident, din societate. Deci e important să înțeleagă lumea că, până la urmă, mai suntem în stare și noi să facem niște lucruri bune. Și până la urmă... Da, important să știți, important este ca lumea să și vadă. De acum 2 ani de când s-a început, mă rog, proiectul acesta și nu numai, noi am pus prețul cel mai mare pe producție, nu pe consum, tocmai ca să ajutăm oamenii să aveți o predictibilitate, să începem să construim și să avem produsul 100% românesc, pentru că pe noi asta ne interesează, ne interesează să fim mândri de chestia asta, da? Pentru că sunteți printre ultimul producător 100% românesc și chiar din București, cred că nu mai există altă fabrică de o asemenea anvergură care poate să producă sau să facă ceea ce faceți dumneavoastră. Pentru noi este foarte important să avem continuitate și să menținem, pentru că, după cum vedeți, necesitatea de tramvai este cea mai mare și cea mai evidentă până la urmă în București. Iar fără dumneavoastră și colectivul dumneavoastră nu s-ar fi putut, vă mulțumesc, și fără parteneriatul cu colegii noștri de la Politehnică, care avem un rezultat foarte, foarte frumos, da, se vede, este ceva spectaculos. Eu zic că este de bun augur și trebuie să continuăm, nu trebuie să ne lăsăm nici influențați de ce spun unii, de ce spun alții, noi trebuie să ne vedem de treabă și să nu uităm că și conducerea primăriei în acest moment a pus oamenii pe primul loc și se vede chestia asta, da? Se și simte. Nu vă lăsați intimidați de cei care vin pe la port și vă spun că n-ați făcut ceea ce se vede, că de fapt ați făcut un lucru minunat. De asta continuați să faceți ceea ce faceți de ani de zile, pentru că vă faceți treaba foarte bine. Alții, care n-au făcut nimic în viața lor, întotdeauna duc în derizoriu ceea ce construiesc alții. Pentru că așa e societate, din păcate. Mulțumim încă o dată, sigur că e cel mai greu. E cel mai greu, nu că... E cel mai greu. Știți, asta mă mulțumesc foarte mult că ați spus. Eu n-am vrut să atac subiectul, dar când vii să spui pe munca unor oameni că s-a dat cu vopsea pe... E jignitor din toate puncte de vedere, mai ales pentru oamenii prin mâna cărora a trecut piesa, utilajul, toată munca în sine. Cine spune? Cineva care chiar nu a făcut nimic în viață. Partea primăriei, după ce am modernizat parcul, cel mai important lucru pe proiecte vor fi în etapa a doua, ne dorim în cei 4 ani de continuitate să modernizăm în primul rând această uzină ca să putem să scoatem produsul 100% românesc, alte depouri autobază și nu în ultimul rând, ați văzut foarte bine infrastructura de tramvai care necesită anumite ajustări și chiar înlocuire. Faptul că astăzi suntem în formula asta aici cu niște oameni foarte importanți care vor să ne ajute să punem în aplicare anumite proiecte pe care noi le-am propus este un lucru extraordinar, pentru că această oportunitate noi nu am avut-o până în momentul de față. În momentul când am lansat această idee de a face un tramvai nou aici la uzină, nou însemnând o altă formă, alte îmbunătățiri față de ce avem noi tramvaiul clasic, pentru că pe lângă acest proiect noi avem în desfășurare și lucrul ăsta eu n-am cum să-l abandonez, pentru că am venit cu ideea asta, domnul președinte al CEAU-ului știe despre ce vorbim, noi am mai discutat, deci proiectul cu un tramvai nou care să aibă o altă formă, da, trebuie continuat. Ne-am piedicat cumva epidemia, dar și niște probleme organizatorice, ca să zic așa, nu o să le dezvolt foarte mult, dar între timp, împreună cu cei de la Politehnică, și am participat și eu la vreo 2 întâlniri, am apreciat faptul că au fost foarte receptivi și dispuși să ne ajute nu numai în a moderniza tramvaiul, dar a găsi și niște soluții de îmbunătățire a unor parametri tehnici în ceea ce privește materialul rulant. Ceea ce e un lucru extraordinar și trebuie să profităm, de ce să nu spun treaba asta, de această disponibilitate. Acest proiect are mai multe componente, pentru că aici s-a adus în discuție finanțarea, ceea ce e foarte, foarte important, dar e tot la fel de important și dorința de a face, de a veni cu ceva nou. Dacă vom avea această determinare, avem șanse să ducem la bun sfârșit
proiecte pe care le propunem și le începem. Dacă nu, o să găsim pretexte întotdeauna, o să dăm vina poate pe alții și atunci lucrurile vor rămâne tot la fel. S-a adus în discuție aici un lucru important și anume faptul că trebuie să avem o anumită continuitate, deci nu numai în ce privește managementul acestei societăți, dar o continuitate și în ceea ce privește, să zic, managementul la nivelul primăriei municipiului București, pentru că domnul director Teodorescu a adus în discuție un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Faptul că Sindicatul Transportatorilor din București a avut acest parteneriat cu doamna primar general, am făcut niște pași foarte, foarte importanți în ceea ce privește partea socială și mă refer aici la contractul colectiv de muncă și a rămas în mandatul următor să rezolvăm ceea ce spunea domnul Teodorescu și anume modernizarea unor baze, depouri, autobaze, uzina, ca știți că avem deja un proiect de modernizare, de reabilitare a unei cale, deci și aici lucrurile stau într-un anumit fel, pentru că cei care vin și propun să dispară această locație de aici, și știți despre ce este vorba, că propunerea asta aberantă a venit de aici, din zona asta, sectorului 2, unde noi avem locația asta, vorbim de niște oameni care nu au nicio viziune și care nu sunt interesați de resursa umană. Deci pentru ei contează profitul și afacerea. Restul oamenii nici măcar pe locul 2 nu sunt. Da? Ei, pentru a nu se întâmpla aceste lucruri, noi trebuie să ne gândim că interesul nostru, al salariaților acestei societăți, e să mergem mai departe cu un om care ne-a sprijinit și știm ce a făcut, ce poate să facă în perioada următoare și nu cred că trebuie să facem experimente și să încercăm să vedem, așa cum am văzut eu că se mai întâmplă în țara asta, hai să încercăm și cu aia. Deci experimentele astea sunt fatale pentru noi. Pentru că eu îmi dau seama, am și eu o anumită vârstă, o anumită experiență, îmi dau seama că orice experiment de genul ăsta în cadrul acestei societăți este începutul sfârșitului pentru această societate. Unii dintre noi poate ne gândim că mai avem puțin până la pensie, dar eu mă uit că văd că sunt și printre noastre destui tineri, să zic așa, care au mai mult de 10 ani până la pensie, pentru că 10 ani înseamnă foarte mult și atunci noi trebuie să ne consolidăm locurile de muncă, trebuie să ne batem pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și nu în ultimul rând pentru venituri, că de-aia venim la muncă. De-aia am spus că e important această oportunitate pe care o avem cu niște oameni care și-au arătat disponibilitatea nu numai prin vorbe, dar și prin fapte, ca drept dovadă că s-a născut acest proiect. Acest proiect, așa cum spunea domnul Mignea, nu este numai un proiect prin care noi am revopsit un tramvai. Deci el are niște îmbunătățiri pe care noi le știm, dar trebuie să le știe și publicul. Sunt convins că publicul, în momentul când va urca în tramvai, clar că va aprecia acest lucru, pentru că interiorul este totuși îmbunătățit, pentru că avem scaunele schimbate. Lucrul cel mai important, poate, nu e apreciat de toată lumea, dar faptul că noi am scăpat de melamină, faptul că noi am scăpat de zone care erau supuse unor trepidații, vibrații, zgomot, da? Și am apelat la această soluție tehnică care este inovatoare până la urmă, că tot ce se construiește, se construiește cu PAPS, adică cu acel material de plastic, nu? Așa în limbaj popular, da? Care arată altfel. Ei, noi suntem la început, da? Pentru că acest atelier este proaspăt, noi acest atelier trebuie să-l dezvoltăm, da? Trebuie să-l dotăm cu dispozitive care să îmbunătățească, să spunem așa, productivitatea și sunt convins 100% că vor ieși lucruri foarte, foarte bune. Pentru că acest proiect, indiferent de ce se întâmplă, da? Că știți discuțiile din mediul public, da? Primăria a lansat o licitație pentru 100 de tramvaie, s-au întâmplat niște lucruri care nu sunt tocmai în regulă, pentru că în momentul când vrea să facă ceva, toată lumea contestă, dar nu vrea să pună nimic în loc și atunci ideea e că noi nu avem altă soluție în perioada următoare, și eu mă refer la perioada următoare de minim 5 ani de zile, pentru că noi avem un parc inventar de 460 de tramvaie. Avem un parc activ de aproape 300 de tramvaie, adică ceea ce am putea să scoatem în circulație, iar parcul circulant este de 280 de tramvaie. Așa că nouă ne trebuie obligatoriu 300 de tramvaie
care să poată fi puse în circulație oricând. Și să spunem că se va finaliza această licitație, vor veni în următorii 3 ani de zile cele 100 de tramvaie, da? Și ar fi bine să se întâmple lucrul ăsta, dar și aici am ceva rezerve, că va dura mai mult, dar ne mai trebuie măcar 200 de tramvaie pe care noi să le modernizăm și să le prelungim viața, pentru că acest model pentru mine înseamnă că noi putem prelungi cu cel puțin 10-15 ani de zile viața unui vehicul. Deci este vital pentru noi, pentru transportul electric cu tramvai, este vital ca noi să facem acest lucru. Avem niște parteneri serioși, au demonstrat-o, rămâne ca și noi să dăm dovadă de aceeași seriozitate, da? Și să nu tratăm lucrurile superficial, cum s-a mai întâmplat câteodată și la noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi la sindicat facem ceea ce putem face în ceea ce ne privește pe noi, adică să ducem mesajele mai departe, să ne implicăm, de ce nu să punem presiune atunci când e nevoie și când vedem că lucrurile trenează, iar poate din poziția asta pe care eu o voi avea cu sprijinul dumneavoastră, și anume poziția de consilier general, să pot la fața locului să discut și să conving colegii de Consiliu General, consilierii generali, că lucrurile stau altfel. Că am văzut că toată lumea își dă cu părerea la ceea ce înseamnă transportul public, inclusiv acel domn care plimbă pupitru, că eu așa l-am definit, omul cu pupitru. Bine că n-a ajuns să plimbă, e o vorbă din bătrâni, să nu plimbe șoșonul, că deja cred că nu e departe și de treaba asta. Și știți la ce mă refer. Este ridicol. Este ridicol să faci treaba asta, să vii, să acuzi pe toată lumea, să nu vii cu nimic concret, cu niciun proiect, da? Și atunci să vii să acreditezi ideea că tu ești cel care vei salva lumea în condițiile în care s-a dovedit că lucrurile nu stau așa. Deci eu, în final, vreau să vă spun că suntem optimiști. Ne întâlnim, nu fizic, pe 27 la vot, și sperăm să iasă lucrurile așa cum ne le dorim noi. Adică să avem continuitate care să ne permită ce? Primăria să susțină proiectele noastre, pentru că aceste proiecte nu pot fi susținute decât de Primăria Municipului București. Noi, ca societate, nu avem fonduri de investiție, că lucrurile s-au schimbat puțin și atunci primăria este singura care poate să facă treaba asta. În paralel, dacă putem să atragem și niște fonduri europene care să ne permită, poate într-un mod mai rapid, să rezolvăm niște lucruri, ar fi extraordinar. Multă sănătate și să depășim... Ca să glumim aici, ar sta bine niște blocuri în locul... Da, aia, așa, după... cum vor băieții ăștia. Vă mulțumesc frumos și vă felicit. Eu personal sunt foarte mândru și de dumneavoastră, în primul rând, și dacă îmi dați voie și de colegii mei. Mai ales că ați văzut că sunt tineri frumoși. Felicitări, bravo!